Am văzut ce înseamnă un certificat de performanță energetic, dar hai să vedem cine face un astfel de certificat și ce înseamnă un auditor energetic. Auditorul energetic este o persoană care trebuie să aibă cunoștințele de specialitate pentru a fi capabil să realizeze aceste calcule energetice. Adică ce vreau să spun este că nu orice fel de inginer poate să realizeze aceste calcule energetice ale clădirilor. Un inginer care este de mașini nu o să poată să facă un calcul energetic de casă, așa cum nici un inginer de construcții nu poate să facă calcule pentru mașini. Deci lucrurile sunt complet separate. În schimb, pentru că în partea de cursuri, în cadrul universităților tehnice, avem elemente și cursuri care îi învață pe studenți despre energetica, termoenergetica a clădirilor, prin urmare sunt mai multe domenii care, de ingineri care se pot certifica. De exemplu, inginerii de la construcții civile, inginerii civiliști, inginerii de instalații, pentru că clădirea are instalații, evident, și are și partea de anvelopă. Deci toți inginerii de la universitățile tehnice de construcții se pot deveni auditori energetici. De asemenea, pot deveni auditori energetici arhitecții, pot deveni auditori energetici inginerii de la Facultatea de Energetică, pentru că au cunoștințe pe parte energetică. După ce acești ingineri se hotărăsc că vor să devină și auditori energetici și asta reprezintă le va reprezenta o mare parte din timp dacă vor să o dedice acestui aspect, ei trebuie să se certifice. Iar certificarea aceasta nu se face foarte simplu, în sensul că trebuie mai întâi urmate niște cursuri de specialitate prin care ei să fie pregătiți în cadrul unor cursuri organizate de către asociațiile de auditori energetici, cursuri de 80 de ore prin care se finalizează și un proiect. Proiect pe care ei îl vor preda mai departe la minister atunci când se vor atesta. Da? Deci mai întâi se duc la niște cursuri de pregătire în cadrul unor cursuri organizate de asociațiile de auditori energetici, după care se duc la minister să dea examenul respectiv cu o serie întreagă de acte. CV, buletin și așa mai departe, carte de identitate și tot ce li se cere în dosarul respectiv. Acolo la minister se dă un examen scris și anul acesta s-a dat un examen și s-au mai testat o serie de auditori energetici și sunt două categorii de auditori energetici. Asta e o chestiune foarte importantă de menționat, faptul că sunt auditori gradul 1 și auditori gradul 2. Auditorii gradul 2 pot să certifice clădiri de locuit, case, apartamente, dar nu pot să certifice clădiri de anvergură mare, clădiri complexe, cum sunt școlile, clădirile de birouri, biblioteci și așa mai departe. Deci acea categorie este auditorul de grad 1 și care are un proiect mai complex pe care trebuie să-l prezinte acolo la minister când își pregătește examenul de atestare. Deci pe site-ul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrație, la partea de atestare profesională pentru cei care doresc să se atesteze, bineînțeles, sunt aceste documente necesare, așa cum am spus, cu o cerere, un act de identitate, adeverință medicală, certificat de cazier judiciar, diplomă de absolvire, CV și, bineînțeles, trebuie menționat faptul că dacă a urmat un master pe eficiență energetică, deci care are tangență cu eficiența energetică, cu partea energetică, nu mai este obligatoriu să se ducă la aceste cursuri de pregătire, acele cursuri de 80 de ore de care v-am menționat mai devreme. Dar unde se fac aceste cursuri? Unde și cum se fac aceste cursuri de pregătire? Cursurile se fac în cadrul a două mari asociații profesionale pentru auditori energetici. Este vorba de Ordinul Auditorilor Energetici din România și Asociația Auditorilor Energetici din România. Aceste două asociații organizează cursuri periodic, probabil își aleg o perioadă la 6 luni sau de 2-3 ori poate pe an,
Pe site-ul Ordinului Auditorilor Energetici avem aici comunicate știri noi în care dacă se propune un nou curs, apare automat pe site dacă sunt cursuri noi pregătite sau urmează să se înscrie. Deci există un număr minim de participanți. De la acel număr minim se pregătesc aceste cursuri, cursuri care sunt susținute de o serie întreagă de experți. Da? Deci nu este o singură persoană care susține cele 80 de ore, sunt o serie de experți, fiecare cu domeniul lui, pe pompe de căldură, pe anvelopă, pe punți termice, adică fiecare vine cu experiența lui și încearcă să o transfere mai departe către acești ingineri care își doresc să devină auditori energetici. Dacă avem nevoie de un auditor energetic, nu știu, într-o oarecare localitate, Bistrița, Iași, Vaslui, unde găsim auditorii energetici care sunt acreditați și cu care putem să facem certificatele performanță energetică? Ca să fie sigur 100% beneficiari că aleg un auditor energetic care este acreditat de minister, ok, pe site-ul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, pe pagina mdlpa.ro, Pages Auditori Energetici, regăsim această listă a auditorilor energetici atestați până la data de 18 martie 2021. Dăm click pe ea, e un document Excel care se deschide și în interior o să găsim pe fiecare județ în parte care sunt auditorii energetici, gradul lor și, bineînțeles, informații de contact, adresă de e-mail și telefon. Și ne alegem de acolo auditorul energetic cu care vrem să lucrăm. Bineînțeles, există și varianta 2 pe care o practică majoritatea beneficiarilor, să caute pe internet. Dar foarte important, după aceea, ca să aveți certitudinea că acel certificat a fost făcut de un auditor care este în continuare atestat și nu are atestatul, știu eu, expirat sau poate chiar nu este auditor energetic, verificați totuși cu această listă. Deci dacă primiți vreun certificat energetic, verificați-l cu această listă. Că se mai întâmplă uneori să fie niște acte făcute sau semnate pentru a putea fi vândute repede sau sunt cazuri în care, de fapt, un certificat făcut pe bune nu-ți arată ceea ce cineva care vrea să vândă îi arată. Sau, și am pățit și eu cazuri în care au fost efectiv falsificate. Și atunci, dacă ai nevoie de un auditor energetic, se intră în această listă, la acest site pe care las link în descrierea acestui material video. Aici poți să verifici auditorii atestați de către minister. Asta înseamnă că ei sunt validați. Realizarea unui certificat de performanță energetică se face și prin sau se încheie cu înregistrarea respectivului certificat într-o bază de date la care ministerul are acces. Practic, se primește un cod unic, fiecare certificat primește un cod unic într-o bază care este reținut într-o bază de date a ministerului și tu poți să verifici. Ai dreptul, este de fapt dreptul tău să verifici acest cod, să știi dacă a fost făcut corect și dacă a fost făcut pe bune. Și un auditor energetic este important de contactat, și asta ar trebui să mai spunem, Tiberiu, că trebuie contactat din timpul proiectării. Dacă faci un proiect, dacă proiectezi astăzi viitoarea ta construcție, pentru că trebuie să intre în standardul NZEP și atunci autoritatea supremă în România care poate a decreta faptul că o casă este sau nu în NZEB, este de fapt auditorul energetic. El are competențele necesare, dar și competențe, cunoștințe și are și temeiul legal, să spunem așa, pentru a întocmi documentația ce îți spune despre casa ta că este NZEB, respectiv certificatul de performanță energetic, după care se construiește casa, iar casa la sfârșit trebuie evaluată tot de către un auditor energetic pentru a verifica că toate detaliile, materialele, sistemele constructive au fost cele din proiect și pentru a putea evalua in situ construcția respectivă și pentru a face un certificat de performanță energetică actualizat, care este cel final pe construcția așa cum este, construcția existentă. Totodată, aceste certificate de performanță energetică sunt utile și obligatorii la tranzacționarea unei clădiri, pentru că Uniunea Europeană ne-a impus acest lucru fix ca o dovadă a calității tehnice a construcției respective și a consumului de energie și a impactului asupra mediului a construcției respective. Motiv pentru care un auditor energetic are o responsabilitate nu doar legală, dar eu îi spun și o responsabilitate civică și morală de a se asigura că o clădire pe care el o evaluează are exprimat un grad corect de informații tehnice privind clădirea respectivă, pentru că
Chiar dacă nu ne place rezultatul certificatului de performanță energetică, asta ne arată de fapt ca la un buletin de analize medicale că noi trebuie să intervenim pentru a crește performanța construcției respective. Așadar, dacă accesezi un certificat de performanță energetică la momentul tranzacționării unei clădiri, să știi că acel lucru te va ajuta să vezi starea reală a unei construcții și caută-ți un certificator sau caută-ți un auditor energetic care să-ți reprezinte ție interesele, adică să-ți arate pe bune starea reală din punct de vedere tehnic a clădirii respective, pentru că asta te va ajuta să iei măsuri. Degeaba te duci la un laborator de analize medicale care, nu știu, îți iau bani să-ți facă analize și după aceea toate analizele sunt bune când tu știi că nu te simți bine. De fapt, scopul este să-ți facă analizele, să-ți arate pe bune ce probleme ai tu ca să poți să iei măsuri. Mulțumesc, Tiberiu, pentru această serie de materiale video pe care am făcut-o împreună. Vă las link în descrierea, vă las link și în descrierea acestui material video cu restul materialului pe care l-am făcut. Și Tiberiu este responsabil de dezvoltarea tuturor acestor principii în țară, alături de grupul de lucru în care este implicat. Și mulțumesc foarte mult că s-a alăturat aceste inițiative de educare, informare și de educare și de informare în construcții, pentru că rând pe rând, câte unul, câte doi, câte o mână de oameni, așa ne adunăm și cu cât suntem mai mulți, cu atât mai bine, putem contribui la o calitate mai bună a fondului construit, adică la creșterea calității vieții, pentru că fundamental modul în care construim ne influențează modul în care locuim și modul în care locuim ne influențează calitatea vieții. Tiberiu, mulțumesc frumos încă o dată. Și eu mulțumesc și salutări publicului tău. Și ne revedem cu siguranță și în alte materiale video, pentru că Tiberiu mai are informații peste tot, mai are ce să ne spună.